Pentru a prepara un espresso, se va introduce capsula ridicând trapa amplasată în partea superioară a aparatului. Capsula se poate introduce facil într-un singur mod. Nu se forțează introducerea acesteia în alte poziții. Pentru prepararea cafelei există două butoane de selecție, espresso scurt sau espresso lung. Periodic, tava de colectare a capsulelor folosite va trebui golită și spălată. Atunci când tava este plină, aparatul va semnala acest lucru prin becul roșu și butonul de jos, care vor lumina intermitent. Aparatul va lua în considerare operațiunea de golire doar dacă tava va fi scoasă din lăcaș minim 5 secunde. Tava de colectare se deschide cu atenție prin glisare orizontală. Se recomandă în mod expres urmărirea nivelului de apă, deoarece dacă scade sub nivelul minim indicat și se apasă unul dintre butoanele de selecție, pompa se va dezamorsa și va trebui să urmați din nou procedurile de amorsare, existând riscul ca aparatul să sufere defecțiuni ce nu pot fi remediate la fața locului. După o perioadă de minim 30 de minute, aparatul va intra în stand-by, reactivarea făcându-se automat odată cu alegerea oricărei selecții sau cu manipularea trapei de la locașul capsulei. După efectuarea mai multor cafele consecutive, aparatul are nevoie de circa 10 secunde pentru reîncălzire, timp în care se vor autobloca selecțiile de cafea. Ulterior, aparatul va intra singur în regim normal de funcționare. Aparatul nu se spală. Se recomandă curățarea cu o lavetă umedă, fără soluții alcaline.